Drama artistei Maria Ghinea. Cântăreața de muzică populară a fost împușcată în cap de soțul ei. Maria Ghinea se numără printre cele mai talentate și apreciate cântărețe de muzică populară din România. Deși se bucură de succes în plan profesional, viața personală a fost marcată de o traumă cumplită ce a schimbat viața radical. În urmă cu câțiva ani, a fost împușcată în cap de soțul ei. Maria Ghinea a fost căsătorită cu Dragisa Codichic, un bărbat cu 20 ani mai mare decât ea din păcate, în timpul mariajului vedeta a fost supusă unor chinuri greu de descris în cuvinte. Ba chiar a fost la un pas de moarte. S-a căsătorit la 17 ani, iar la acel moment, artista credea că lângă bărbatul care i-a devenit soț va avea o viață fericită. Se pare însă că lucrurile s-au schimbat radical imediat după nuntă. La numai 21 de ani a fost împușcată în cap. Gelozia bărbatului l-a făcut să recurgă la acest gest extrem și șocant. Fostul partener al cântăreței nu era de acord ca artista să mai urce pe scenă. Bărbatul a stat în spatele gratiilor timp de 5 ani și ulterior a primit interdicție să intre în România. În prezent, cântăreața de muzică populară mărturisește că trăiește cea mai bună perioadă de până acum. A reușit cu greu să depășească toate momentele grele, dar se consideră o persoană norocoasă, iar pentru asta este recunoscătoare. De uitat, nu o să pot uita niciodată. Am iertat tot și de fiecare dată când mă duc la biserică mă rog pentru el. Eu nu am nicio putere, nici să-l condamn și nici să-mi explic de ce a făcut lucrul ăsta, dar am zis că Dumnezeu știe ce ne dă fiecăruia. Mi s-au extirpat 8 mm din creier. Am fost la un tomograf și am vrut să merg să-i mulțumesc doctorului care m-a operat și mi-a spus, nu eu, bunul Dumnezeu v-a iubit. Am o lipsă osoasă de vreo 8 cm. Oamenii se tot întreabă de ce am părul lăsat mai mult pe o parte, nu mai am curajul să fac o altă operatie. Mi-au spus că sunt medici buni, dar asta înseamnă să-mi pierd iar părul, a povestit Maria Ghinea în cadrul unui interviu.